Salut, mă aflu în București și voi face trenul Prietenia spre Chișinău. Voi ați cerut, eu merg să-l fac. Chiar sunt curios să văd cum o să fie. Cred că o să fie destul de fain. Vagoane sovietice. Chiar abia aștept și eu și cred că o să vă placă. Haideți să vedem. Trenul Prietenia între București Nord și Chișinău circulă de 3 ori pe săptămână, luni, miercuri și vineri, cu plecare din București. Are vagoane sovietice pentru Chișinău, până la Iași sunt și vagoane române. Plecarea din București Nord este la ora 7:20 seara, durează 13 ore, deoarece la Vamă și la Ungheni se schimbă ecartamentul, vom vorbi mai mult în video. Există și un vagon restaurant, pentru Chișinău sunt numai vagoane de dormit, care sunt de două tipuri, un fel de clasa 1, în care avem cabine în care pot sta o persoană sau două persoane, și de clasa a doua, unde e și prețul cel mai ieftin, în care stau 4 persoane. Eu voi călători la cabina de două persoane. Și bineînțeles, înainte să ajung la tren, voi merge și la Carrefour pentru a-mi face provizii pentru această călătorie de 13 ore. Și acesta este trenul ce se afla deja garat la linia 6. Chiar aici lângă e vagonul 5, vagonul restaurant, iar al meu este vagonul 6, ultimul cu care voi călători astăzi. Vreau să vă anunț că melodia Trenulețul de la formația Zdob și Zduc, ce a reprezentat Moldova la Eurovision, a fost filmat în acest tip de vagon și chiar în acest tip de cabină. Tematica melodiei este exact acest tren, Prietenia, Chișinău-București. Și am ajuns și în vagon, sincer să fiu, e foarte interesant. Nu cred că are condiționat, trebuie să verific dacă are prize. Eu mi-am luat cușetă, vagon de dormit, dar dublu. Să vorbesc de prețul, cred că am dat 174 de lei, cel mai ieftin este 99 de lei. Doar că eu ofertă, doar că pe site-ul CFR e o problemă. Poți să iei doar sus, dacă e online. Nu știu dacă mergi la agenție, dacă poate să-ți dea la un preț mai bun jos. N-am reușit la 99 de lei decât sus, la 4 și n-am vrut chestia asta. Așa am reușit să iau cu jos la de două persoane. Faza e că meritam să fie altfel de cabină. Asta arată ca și cum ar fi de 4 persoane, ar putea să încape, așa că cred că vom sta amândoi jos, am mai nimerit cu o persoană încă în altă cabină. Mă așteptam să fie puțin diferit aranjamentul, nici n-am studiat înainte, recunosc că o să fiu surprins, deci practic voi vedea cum e. Faza e că pentru două persoane, dacă dădeai pe site-ul CFR, inițial ți-arăta un pat sus. Și eu am tot dat refresh până mi-au arătat un pat jos. Vreau să mai vă arăt o chestie imediat. E cam întuneric, dar înțeleg și de ce e mai întuneric. Arată sus și jos. Și sunt curios să văd cum sunt puse. Văd că jos sunt alte numere. Vom vedea. Chiar sunt curios, dar ca și atmosferă îmi place aici, mai mult pentru atmosferă decât pentru cum arată. Bineînțeles, dacă îți place clipul sau îți plac căturile feroviare și nu ești abonat, te rog să te abonezi și de asemenea să dai like sau dislike, comentariu, ca să știu ce să fac pe viitor. Mersi! Și acum haideți să iau la explorat vagonul, să vedem cum este. Este mai întuneric în el pentru că, nefiind aer condiționat, sunt troase toate perdeluțele și draperile și, sincer, e mai ok pentru că era o zi destul de caliculară și era foarte cald. De asemenea, eu, cum am spus, am fost în cabină de două persoane dublă și am fost cu o persoană necunoscută, am nimerit un cetățean ucrainian și am avut niște discuții destul de interesante în limba engleză. Și da, asta e fain câteodată în călătorești, este că poți să cunoști persoane interesante și diferite cu care să ai conversații. Acum, nu tot timpul ai norocul să fie persoane faine, dar depinde de noroc.
WC sovietic, clasic, pentru că e prima dată într-un vagon de tip sovietic și uluit cumva, e o atmosferă unică. Din păcate am ratat să filmez plecarea din București Nord, dar am plecat la timp. Aici ne aflam înainte de Ploiești, Ploiești Sud, și profit de a vă povesti puțin în timp ce vă mai arăt imagini din vagon, că e destul de frumos și exotic, să spun, pentru noi, cel puțin pentru mine. În iarnă, un vlogger destul de cunoscut care face călătorii cu trenul și cu avionul, Neil Phillips, a călătorit cu acest tren și s-a plâns foarte mult de confortul călătoriei în acest vagon, că e foarte bumpy, foarte săltăreț. Sincer vă spun, mie mi se pare că este la fel de săltăreț ca oricare alt vagon românesc, inclusiv vagoane mai noi, cum sunt cele de la Astra Arad, și eu cred că, de fapt, faptul că e inconfortabil acest vagon și foarte bumpy este din cauza infrastructurii și a liniei. El a dat vina pe vagon, dar nu neapărat vagonul este de vină. Și am găsit pe holul vagonului aceste scăunele, sunt mai multe, iar lângă ele avem prize care chiar funcționează și am putut să-mi încarc telefonul la el. Chiar înainte de Buzău începe să se lase seara și am noroc să prind un abus foarte, foarte frumos și ușor, ușor îmi voi pregăti cabina și patul pentru somn. Undeva pe la ora 3 dimineață vom ajunge la vamă și acolo vom fi treziți pentru controlul vamal. Și, bineînțeles, schimbul de OC. Și bună dimineața, am trecut de controlul vamal, totul a fost ok și acum este momentul să se schimbe OC-ile. Această operațiune este necesară din cauza faptului că Republica Moldova folosește un ecartament larg, rusesc, iar în România noi folosim ecartament standard european. Și atunci, la unghieni, este necesară schimbarea osilor vagonului. În cadrul acestei proceduri, vagonul este ridicat cu un cric hidraulic, putem vedea în imagini. Pasagerii rămân în interiorul vagonului, nu simți neapărat ridicarea fiind destul de lină, se dau jos osile pe cartament normal și se aduc osile pe cartament larg, care urmează să fie montate. Acest procedeu de schimbare a osilor este unul destul de lung și practic adaugă deja un timp destul de mare staționării la vamă, practic cu tot cu controlul vamal atât la român cât și la vama moldovenească și schimbatul osilor, se pierd cam 3 ore, 3 ore jumătate și din această cauză călătoria durează 13 ore în loc de 10. De la vamă până la Chișinău facem aproximativ 2 ore și un pic, viteza maximă nu a depășit 80 de km, iar peisajul este preponderent deluros. Și dimineață, mai avem puțin până la Chișinău și chiar m-am odihnit bine, chiar dacă a fost vama în miezul nopții, m-am trezit, am adormit după aceea și chiar dacă trenul este puțin bouncy, e ok, am reușit să mă odihnesc, deși ca și confort al banchetei, e mai mult ca la cușetă la noi, România, zicem. Și am ajuns și în Chișinău. Chiar dacă pare că suntem în pădure, se pot vedea blocurile la foarte mare distanță și da, asta e un lucru care îmi place la Chișinău, faptul că are foarte multă verdeață, blocurile și cartele de blocuri sunt cumva puse pe dealuri unele, dar ai impresia cumva că orașul s-ar afla într-o pădure de fapt.
și ne apropiem de gara din Chișinău și de destinație și este momentul pentru concluziile călătoriei, pe care vreau să le împart de data aceasta în două părți, și anume condițiile de călătorie din tren și condițiile căilor ferate din Moldova la o primă impresie. Despre trenul Prietenia. Ca pasionat am fost foarte curios să văd cum e să călătorești cu un vagon de proveniență sovietică, fiind singurul tren care merge în România cu asemenea vagoane, și a fost o experiență interesantă ca și pasionat. Acum, ca și călător, sunt câteva dezavantaje. Faptul că bancheta nu este cea mai confortabilă de dormit, nu există aer condiționat și nici prize, iar durata de 13 ore este destul de mare. Acest lucru se datorează și faptului că trebuie schimbate osile la vama dintre România și Moldova, având un ecartament diferit liniile din Republică. Dar ca și călătorie mie nu mi-a plăcut și sunt sigur că cred că și vouă v-a plăcut și ați aflat lucruri interesante și ați văzut cam cum este experiența cu acest vagon. E o experiență, cel puțin pentru mine, exotică. Eu n-am prins tipul acesta de vagoane sau de trenuri în trecut. Iar despre căile ferate din Moldova, situația din punctul meu de vedere, la o primă impresie, nu este foarte bună. Faptul că nu ne-am întâlnit cu niciun tren, n-am văzut vagoane, stațiile par destul de deșertice, să-i spunem așa, iar și în gara din Chișinău, din ce am văzut, cred că un singur tren a funcționat sau două trenuri funcționau în ziua în care eu am ajuns, foarte puțin pentru o capitală. Bineînțeles, va urma un alt video în care vom vedea mai pe larg cum e cu căile ferate moldovenești, pentru că acolo am luat trenul moldovenesc Chișinău-Iași-Socola și voi aborda și acolo subiectul pe larg. Clădirea gării din Chișinău este chiar foarte interesantă și modernă, păcat că nu este circulată și că are un trafic foarte redus, de când trenurile spre Rusia nu mai circulă. Și am ajuns la destinație în gara din Chișinău, am avut o întârziere de doar 10 minute, ceea ce este foarte bine. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine, vă rog să comentați, să dați like sau dislike în funcție de cum v-a plăcut acest video și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Ne vedem la următorul video. Până atunci eu vă zic ciao ciao!